Plină de îndurarea și de bunătatea lui Dumnezeu pentru viețile noastre, căci aici, în casa Domnului, în casa unde putem să ne înălțăm inimile, sufletele și gândurile către Dumnezeul veșnicii, noi ne întâlnim cu Făcătorul nostru, Cel ce ne-a dăruit viață, Cel ce a găsit cu cale să ne ofere posibilitatea de a trăi veșnic în Împărăția Lui, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și am venit cu toții și mă bucur că suntem aici în casa Domnului și absolut din timpul dumneavoastră prețios pentru lumea aceasta ați găsit să dăriți lui Dumnezeu o parte din timpul acesta și sunt sigur că pentru această dorință de a fi împărtășit în seara aceasta Dumnezeu vă va răsplăti, va dărui, dacă veți accepta dragostea lui Dumnezeu pe deplin veșnicia. Va dărui harul său și binecuvântarea său. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Suntem adunați aici la oaltă pentru că fiecare dintre noi ne gândim dincolo de ceea ce putem vedea cu ochii, ne gândim spre veșnicie, ne gândim spre har, ne gândim spre cer și știm că acolo există un singur Dumnezeu adevărat, un singur Dumnezeu adevărat și sfânt, un Dumnezeu care ne caută, care dorește să aibă părtășie cu noi. Haideți în seara aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu cu toți împreună că avem harul acesta de a mai fi cu El în părtășie, de a mai sta cu Domnul nostru aici, în locul acesta, împreună, slăviți să fie Dumnezeu. Suntem bucuroși să vă avem în mijlocul nostru,
Suntem bucuroși că în seara aceasta suntem binecuvântați de Dumnezeu și slujitorii lui Dumnezeu sunt în mijlocul nostru și înainte de toate aș mulțumi Domnului pentru harul binecuvântat al prezenței dragostei lui Dumnezeu care ni s-a arătat nouă și în seara aceasta putem să gustăm din bucuria veșniciei prin cântările de laudă care ne vor înălța către cerul lui cel Sfânt prin facele Ovidului Deanu. Domnul să-l binecuvinteze, să-l binecuvinteze soția dânsului, sora noastră, să binecuvinteze pe toți frații care au venit în seara aceasta. Unii vor fi unelte în mâna Domnului, Domnul să-i întărească și să dăruiască prin ei rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de închinare, rugăciuni de cerere către Dumnezeu, să dăruiască binecuvântarea ascultării dumneavoastră celor ce sunteți în casa Domnului, căci Dumnezeu vrea să vă vorbească și în seara aceasta vă va vorbi prin cântări și prin cuvântul Său. Dar ca orice început al unor oameni în credință, trebuie să avem închinare înaintea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, invit pe fratele Grigore să vină aici împreună cu mine și să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și rugăciunea aceasta să fie rugăciunea care va cere binecuvântare peste tot programul din seara aceasta. Frate Grigore Coman, te rog în numele Domnului, vino aici împreună cu mine și slujește-ne în numele Domnului pentru ca rugăciunile noastre să fie închinate numai și numai în Dumnezeu. Amin. Așa cum am spus, în fratele Grigore vom înălța o rugăciune către Dumnezeu și pentru aceasta vă invit să vă ridicați în picioare, vom cere binecuvântare peste programul din ziua de astăzi. Amin. Tatăl nostru care ești Mărire-ți-e! Iată-ne din nou adunați în locul acesta unde este chemat numele Lui. Doamne, mai întâi de toate îți mulțumim că Doamne ai hotărât seara aceasta binecuvântată de Tine, în care să fim, Doamne, aici unde ești prezent Tu, aici Tu unde, Doamne, Tu ne vorbești prin cântări, prin cuvânt, aici, Doamne, unde Tu asculți rugăciunile noastre, noi îți mulțumim pentru aceasta. În seara aceasta te rugăm, Doamne, dă-ne putere, rugăciune. Amin. Avem nevoie, Doamne, de rugăciune, de aceea venim înaintea Ta, Doamne, și te rugăm, pune-ți cuvinte pe buzele noastre, să-ți putem mulțumi, Doamne, pentru harul Tău deosebit pe care Tu l-ai mai revărsat peste noi, să-ți putem mulțumi pentru dragostea Ta, Doamne, care și în ziua de astăzi ai mai arătat-o față de noi, prin faptul că suntem aici, Doamne, împreună cu Tine. Îți mulțumim și te rugăm să rămâi în continuare în mijlocul nostru, să rămâi ca Domn și Învățător, Doamne, seara aceasta, Tu să ne vorbești, Doamne, să vorbești inimilor noastre, Doamne, să vorbești la fiecare în parte, Doamne, Tu cunoști de ceea ce avem noi nevoie, de aceea te rugăm, rămâi cu noi, Doamne, și noi te vom lăuda de acum și noi în vei de veci. Amin. Amin. Trebuie să vă ocupați lucrurile și timpul care ne stă în față, aș dori ca bunătatea lui Dumnezeu, mila și dragostea lui Dumnezeu să apropie de sufletele noastre și prin fratele Grigore vom avea un îndemn pentru rugăciunea pe care o vom înălța către cer, către Dumnezeu veșnicie. Și după ce fratele va da îndemnul pentru rugăciune, cu toții ne vom închina înaintea Domnului, ne vom ridica în picioare și cu frunțele plecate, în chip de smerenie înaintea Domnului. Și în urmă, fratele Pavel Borza va mulțumi Domnului pentru timpul de rugăciune înaintea Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Adresă Cuvântului Dumnezeu, Psalmul 116. Pagina 1622. Hai să ne spunem cuvântul Domnului în felul următor. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cere-ți-mă.
Aș vrea să vă spun în seara aceasta că dacă Dumnezeu a hotărât și suntem aici înaintea Lui, suntem în prezența Lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus că dacă doi sau trei ne adunăm în numele Lui, El este acolo. Și pe lucrul acesta, dacă noi ne-am adunat în numele Lui, El este prezent aici. Și cel mai important lucru este că El poate să ne asculte rugăciunile noastre. Avem un timp de părtășie cu Dumnezeu și putem să ne rugăm Domnului și avem nevoie ca El să ne învețe. Chiar apostolii Domnului au venit la Domnul Iisus și a spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Am văzut oameni mari care au spus, nu știu să mă rog. Vreau să vă spun că rugăciunea este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu poate să te învețe cum să te rogi. Dacă cere lucrul acesta. Și iată că aici este un loc deosebit. Stăm în prezența lui Dumnezeu, stăm înaintea cuvântului Său. Este locul cel mai potrivit unde putem să ne rugăm, putem să stai de vorbă cu Dumnezeu. Și dacă ne punem întrebarea, ce ar putea noi să spunem lui Dumnezeu? Eu cred că în seara aceasta avem multe de spus lui Dumnezeu. Avem multe să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doar pentru singur fapt că suntem aici, suntem sănătoși, Dumnezeu ne-a mai întărit pașii noștri, ne-a mai dat putere. Putem să ne deschidem buzele noastre, putem să vorbim. Pentru motivul acesta merită să-i mulțumim lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze. Iată că în salmul acesta spune în versetul 4, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mă sufletul. Iată, de fapt, că cel mai important lucru pe care putem să-l cerem de la Dumnezeu, după ce mulțumim Lui, după ce stăm de vorbă cu El prin rugăciune, putem să cerem de la Dumnezeu ca El să ne mântuiască sufletele. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu poate să dea unui om este darul acesta a mântuirii. Și prin rugăciune putem să spunem lui Dumnezeu lucrul acesta, Doamne, dorim ca Tu să ne mântuiești sufletul. Și spunea și cuvântul Domnului, că Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Iată că Dumnezeu promite mântuirea pentru toți aceia care caută, pentru toți aceia care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Și El ne promite că își poate să ne mântuiască sufletele noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Dumnezeu să ne dea putere. Și dacă citim salmul acesta 116, vedem câte motive avem noi să-i mulțumim de la lui Dumnezeu. Spune versetul 8, Tu mi-ai zbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi, picioare de cădere. Și spune salmistul, voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate, cum ziceam, sunt foarte nenorocit. Iată că omul acesta, salmistul acesta, își vedea starea lui și de aceea îl chema pe Dumnezeu și dorea ca Dumnezeu să mântuiască. Și spune el aici, în neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Aș vrea să închei cu cuvintele acestea și noi să ne punem această întrebare. Cum putem noi să răsplătim Domnului pentru tot ce a făcut El? Cum putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Lui pe care noi le-am primit? Dumnezeu să ne ajute să ne ai puterea de rugăciune, să ne iei cuvinte de rugăciune și să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut, pentru fiecare. Eu cred că fiecare avem motivele noastre pentru care putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute și El să ne binecuvânteze. Amin. Cu ajutorul Domnului, ne mulțumim de amicare. Și înainte de a merge în fața Domnului, să-i mulțumim Lui, aș vrea să ascultăm câteva versete din salmul, din pagina din Biblie, 596.
Psalmul 75, câteva versete după care, așa cum stăm cu toți împreună, mulțumim Domnului. Spune aici cuvântul Domnului, te lăudam, Dumnezeu, te lăudam. Noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta prufie, căci nici de la răsărit, nici de apus, nici din pustie, nu vine înălțarea. Și Dumnezeu este Cel ce judecă, El scoboară pe unul și înalță pe altul. Amin. Pentru că toți știm, cerul e plin de cântările de laudă a îngerilor care slăvesc pe Dumnezeu. Noi credem că pământul care ne este dăruit de Dumnezeu
trebuie să răsune de cântările de laudă pentru Dumnezeu, pentru că este un timp de pregătire aici pe pământ, ca acolo să sunt ceruri, să fim împreună cu cururile de îngeri și să lăudăm pe Dumnezeu. Vă rog, din toată inima, să primiți cu bucurie în sufletele voastre cântările pe care le-ați auzit, îndemnurile pe care fratele Ovidiu le va aduce în seara aceasta, în numele Lui Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care s-a șertit pentru noi, pentru ca în toate, în toate, să-i dăruim Lui întâietate, El să fie Cel întâi și Cel ce va dărui pentru prezența noastră în seara aceasta, bucuria prezenței Lui și bucuria mântuirii sufletelor noastre. Frate Ovidiu, în numele Domnului, te rog să ne bucuri sufletele. Lăudați să fie Domnul! Amin. Și tot poporul zic că ne aduc cu inimii, amin, amin. Uite, Biserica Domnului, mulțumesc Domnului, seara aceasta mă pot bucura împreună cu voi, aici, în prezența Domnului Iisus. Și ne-am consultat în seara aceasta, bunul mers al lucrării, ce drept că nu noi coordonăm, și Duhul Sfânt lucrează de noastră și mă bucur să pot anunța ca Domnul să folosească în continuare, înainte de a intra înaintea Domnului cu aceste cântări ce au fost anunțate, pregătea sora noastră, Domnul, sora Monica, are poezie pentru slava Lui Dumnezeu. Doamne, folosește-o Tu! Și Domnul Dumnezeu să binecuvânteze, iar noi, cu toată inima, să primim ceea ce Dumnezeu ne va da prin sora Monica. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Slăviți să fie Dumnezeu, dragi frați și surori, stimați oaspeți de casei Domnului. Mă gândeam că de când facem primul pași pe pământ, ne naștem în suflet cu un foc, cu un dor și cu o sete după veșnicie. Și apoi mă gândeam că această veșnicie ar putea fi îndreptă și să nu mai cunoaște niciodată prin păcat. De aceea mă rog că toți care am pășit pragul acestei case de rugăciune, să putem să-L modăm firul cu Creatorul nostru Sfânt, cu Dumnezeu Tatăl nostru neprihănit și să putem moșteni cerul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spre slava Domnului, am să citesc poezia Nu-i singur, Iuda, vinovat. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și eu și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când El pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns, și eu și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdare, și noi suntem cei doi tâlhari, și eu, și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu nu porți. Și fără ea toți suntem morți, și eu, și tu. Nu doar în stânci sublilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci, și eu, și tu. Și acum, Iisus cel condamnat,
azi, El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da. Dar tu, dar tu, amin. Lăudați să fie Domnul, iubită biserică, suntem vinovați, dar Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a invitat de mult și iată, este gata să ridice poveri, este gata să mângâie. Doar noi să ne recunoaștem și Domnul ne va da harul să iertare și viață veșnică în numele Domnului Iisus. Măriți să fie Domnul. Merită Domnul să-L glorificăm pentru ceea ce a făcut pentru noi. Iată, noi nu l-am căutat pe El, ci El ne-a căutat pe noi. El a binevoit să se descopere cuvântul Spune, pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Smăriți să fie Domnul. Iată cântarea spune, la refren, te lăsăm, te lăudăm, numele să glorificăm. Preamăriți pe Domnul și mulțumiți că prin har suntem mântuiți, prin credință, măriți să fie Domnul. Doar să recunoști. Și acum adresez către tine, prieten drag, să-i spui Domnului, sunt vinovat, Doamne, sunt vinovat. Te rog, mărește-mi credința, Doamne. Te rog, atinge-mi și inima mea să cred, Doamne, ceea ce Tu vei vorbi și de aici să nu mă duc cu o cântare, să nu mă duc cu o părere, să nu mă duc cu o predică doar, ci să mă duc de aici cu Tine, Iisuse. Amin. Să mergem cu Domnul Iisus. Slavă Lui! Thank you.
să fie Domnul. Câtă bucurie ai în prezența Domnului. Dacă ești răscumpărat, dacă ești mântuit, vii cu bucurie în prezența Lui. Dar dacă te osândește inima, vii cu rezervă. Și totuși ai și bucurie și spui, ce har să fiu în prezența Lui. O, n-aș fi meritat seara aceasta, nici ziua aceasta n-am fi meritat-o, dar Dumnezeu e dragoste. Și iată, ne-a mai dat o zi să ne bucurăm în prezența Lui, să-i înălțăm numele, să-L glorificăm. Lăudat fie Domnul! Să privim la El și El să privească la noi. Noi să-i vorbim Domnului, nu să ne zicem doar rugăciune. Aici e problema. Un creștin nu spune rugăciune. Când spui rugăciune, de fapt, tu stai de vorbă cu Dumnezeu. Și cât e de minunat că Domnul ne vorbește în seara aceasta, glorie Lui, prin poezie, prin îndemn, printr-o cântare, va vorbi prin un cuvânt, numai noi să luăm aminte, numai noi să ascultăm de Domnul. Vrem să ascultăm de Domnul? Vrem. Haideți atunci să privim la El. Haideți să ne întoarcem către El. Aia înseamnă ascultare, când îți întorci privirea spre El, nu la ceea ce oferă lume. Și cântarea cum spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dacă erai în seara aceasta într-un loc păcătos, cu bere, cu o rincă, cu chefuri și petreceri acolo, nu era Domnul. Chiar dacă erau oameni cu săcade, oameni harnici, gospodari, și acolo erau ceva cântări de bună voie, vei spune eu că cei frumoși nu Dumnezeu îi place, nu. Dar Dumnezeu îi place să-L vadă pe om, pe credincios, că laudă pe Domnul. Doamne, mări numele Tău! Și te rugăm acum, fă să strălucească fața Ta peste noi, peste toată adunarea, slăvit să fie Domnul. Haideți să cântăm refrenul acesta cu toată inima. Îl aflați în Biblie, dacă aveți, deschideți-o și o aflați acolo la Psalmul 34 cu versetul 5. Când îți întorci privirile spre El. Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile spre El, pe unii
Și amin. Și el spune în Sfânta Scriptură că unde doi sau trei se vor strânge în numele Lui, acolo va fi și El prezent în mijlocul lor. Mărit e Domnul. De ce ești Domnul? Nu e aici să ne judece, nu. Vine El și îți vei judecăți. E aici să ne atingă inimile cu Duhul Sfânt. E aici să ne mânuie cu prezența Lui. Doamne, mulțumim că simțim mireasma prezenței Tale, mărisă-te, Domnul. Doamne, mulțumim că simțim fiorul Duhului Sfânt care străpunge inima. Parcă-ți vine o lacrimă, lasă-o să vină, lasă-o să curgă. Îs lacrimi de la cercetarea Duhului Sfânt. E aici Cel ce ne-a creat pe noi, slavă Lui. E aici Cel ce azi dimineață ne-a ajutat să ne trezim din așternutul patului. E aici Cel ce face păsărelele de afară să ciripească și noi spun că ele ciripesc. Dă-i laudă pe Creator. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Să te lăudăm și noi pe Tine, nu oricând. Doar când avem noi cheful ăsta. Dar pot. Și în orice vreme. Orice vreme. În orice vreme laudă-L pe Domnul. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi? Totdeauna să-L auzi? Da, totdeauna. Dar cine face minunea asta să-L lauzi pe Domnul în orice vreme? Vreau să mă laud cu Domnul. Azi dimineață am lăudat pe Domnul. Mai spre prânz am lăudat pe Domnul. Cum? Am vorbit din cuvântul Domnului. Am dat îndemnul, ne-am sfătuit, ne-am rugat. Ne-am rugat și în picioare și pe genunți. Ei, asta înseamnă să lauzi pe Domnul, să te bucuri cu Domnul. De aceea ai îndrăzneală să privești spre cer, să te bucuri. Cine face minunea asta? Dumnezeu. Că odată n-aveam noi îndrăzneală. De ce? Eram păcătoși și iubeam păcatul și trăiam în păcate și păcatele ne apăsau. Și eram oameni religioși doar. Mergeam din când în când la biserică. Și mergeam cu teamă acolo, cu o smerenie oarecare. Dar după ce ieșeam, spuneam, nu, am ieșit din fața Domnului, mergem la ale noastre. Nu, nu, acum am primit lumină de la Domnul, că Domnul e și aici, dar e și pe uiță, glorie Lui. E și pe vârf de munte, mărisă pe Domnul, e și pe oceane. E și atunci când trecem prin voi, atunci Domnul este cu noi, slavă Lui. Pe nu în cap cerurile cerurilor. Da, iubiților, e pretutindenea Domnul, dar vrea într-un mod deosebit să trăiască în inima noastră, să-i zicem, amin, Doamne. Știm că Tu ne chemi la viață, Tu ne chemi la binecuvântare, mărit să fie Domnul. Dragii mei, Domnul Dumnezeu să atingă fiecare inimă în continuare și dacă este un suflet omorât, un suflet care nu mai are viață în el, nu mai are bucurie, nu mai are pace, să se apropie cu deplină încredere de Domnul, care este gata să ierte, este gata să vindece. Și, Doamne, Te rog, toarnă-n balsam de vindecare. Este orice rană din adunarea aceasta, mărit să fie Dumnezeu. Unde
să ne duci noaptea durere. Oare cine te va mângâia? Se va cumpura. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, și de tine se va cumpura. Spune-i Domnul, te chem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Să te ascunzi când e furtună, cine oare te va ocroti? Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, iubirea lui te va păzi. Slăviți să fie Domnul, El păzește pe cei ce iubesc poruncile Lui, pe cei ce iubesc pe Domnul, Doamne, Tine. Când ești păzit și prânciduna, că de tine toți s-au depărtat, numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, va fi cu adevărat. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, prietenul îți va fi cu adevărat. Prea iubiților, să ne prietenim cu Dumnezeu, amin. Prietenește-ne cu Domnul Iisus. Când de la spital te-au dat acasă, că e tare gravă boala ta, numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, tu să crezi că El te-a vindecat. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, tu să crezi că El te-a e Domnul, numai Dumnezeu, tu să crezi, dar crede în El, nu așa, să te încrezi în Domnul. Când Domnul mi-a zis să mă pocăiesc, mi-a zis să vin la El. Dacă nu veneam la El, eram necredincios. Dar eu mă numeam credincios. De ce? Pentru că eu credeam în Domnul. Dar dacă nu-L urmam pe Domnul și n-ascultam de El, rămâneam necredincios pentru Domnul. Dar pentru oameni, credincios. Mă, vitulitea nu merg la biserică, mă. N-am văzut eu, să închidă și el, mă. Cântărețul de muzică populară. Merg la restaurant, acolo și are el serviciu, să cânte acum, nu, la casa de cultură, care spectacole. Dar n-am văzut la biserică. Păi credincios, își face cruce, să roagă, zice un tatăl nostru. Mă înțelegeți? În ochii oamenilor eram credincios. Așa suntem noi oameni. Ne uităm până la haină și la față și zicem, nu ai văzut un slavă, ăsta e credincios. Dar Domnul Dumnezeu care este aici în mijlocul nostru, slavă Lui, El cunoaște inima ta. Ce nu s-a întâmplat să mergi pe uliță, să fii întrebat, ce mai faci? Și tu să spui, bine, mulți ani. Dar numai bine nu-i. În casa ta nu-i bine. Acolo în casă sunt certuri, tu n-ai liniște, n-ai pace. Dar cum să-i zici tu la vecina toate treburile ăștia sau la vecine? Îi spui, bine, mulți ani. Domnul știe că nu-i bine. Și Domnul a văzut inima mea, slavă Lui, și vede inima ta. Și El te cheamă și îți spune, vină la mine să-ți dau eu binecuvântări. Să-ți dau eu pace. Aleluia! Mântuitorul spune, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă? Lumea. Și lumea oferă. Și lumea mi-a dat aplauze și bani, dar banii nu-ți dau pace. Nici florile care primeam la scenă nu-mi dau pace. Adevărata pace mi-a dat-o Mântuitorul Iisus, slavă Lui, atunci când mi-a zis că mă iartă, că mă spală în sângele Lui, atunci când m-a îmbrăcat în hainele mântuirii, mărit să-i fie numele, atunci când mi-a scris numele în cartea vieții, glorie Lui. Ai după aceasta?
Ai tu siguranța aceasta? Ai tu nădejde asta? Câtă vreme eram creștin în felul lumii, n-aveam nădejde. Și acum poate mi zice, dar cum vine aia, măi, Ovidule, să fii creștin în felul lumii? Există așa ceva? Da. Zice Biblia că există două feluri de creștini. Voi citi din Biblie ca să nu spună cineva, uite că o zis asta și tare ne-o mai necăjut. Nu aminteai să ne bucurăm. Bucură-te că zice Domnul diagnosticul. Da, dacă diagnosticul e grav, e o boală gravă. Ei, bucură-te că nu te trimite să zică, descurcă-te dacă ai pe cineva bun care operează bine la Timișoara sau la Cluj. Nu, nu. Când Domnul îți dă diagnosticul, îți zice, vrei să te operezi? Eu te operez și te vindic. Spune, vindică-mă, Doamne. Dar unde trebuie să operez? La inimă. Oh, Doamne, bă, Tu ai întocmit-o, Tu ai pus-o. Doamne, știu că Tu nu-mi dai greș. Schimbă-mi inima, Doamne, să cred adevărul Tău, să fac voia Ta, să mă bucur și eu, Doamne. Iată că sunt două căi, preibiților, sunt două credințe. De fapt, una este reală și adevărată, lăsată de Dumnezeu. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei. Cuvântul zice astfel. Matei 7, cu 13 și 14. Măriți să fie Domnul, că Domnul Iisus vorbește. Intrați pe poarta cea strântă, căci largă este poarta. Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Domnul zis, acum de unde poți să-mi dai o seama că dacă sunt pe calea strântă sau pe aia largă? Simplu. Simplu. Toată lumea merge la ospăț, nu-i așa? Se face un festival al zăpeții, da? Se face un festival al vinului, al berii. Uite-te numai, Moise, că știu-ți bine și Borșa. Când să duc? Și organizatorii care vor să fie supărați, domnul primar, ce cu oamenii ăștia? Uite-te, ne-am organizat aici un festival al zăpeții, al berii, al vinului. Și uite numai șept, oamenii vor veni. Și primarul să zică, ne pare rău. Oamenii din Borșa și din Moise s-au pocăit. Și s-au dus toți la adunare, acum ce să fac? Ha? Ce ziceți? Așa este, nu e așa? Toată lumea leargă acolo la bere, la mici, la muzică de banat sau de maramure, să fie viață, să bem, să mâncăm, că mâine murim. Apoi când e de chef, e de chef și când e de biserică, e de biserică. Mântuitorul Iisus spune în Matei 6 cu 24, au zis, măriți să fie numele Lui. Pune la inimă cuvintele, Domnului, când să aibă. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Adică nu mă poți să duce și la festivalul berii, dragul berii, acolo, cu Doamne ajută, și să mă duc și în fața altarului. Nu se poate. Ori cu Dumnezeu, ori cu lumea. Noi ce zicem Domnului care e aici? Ce hotărâri luăm acum? Ia zice. Nu știu, nu ce-mi face. Cum nu știi când stăm față să alegi? Vrem cu Dumnezeu. Amin? Amin? Dacă o vrea cu lumea, unde merge? Ce o să-ți cuvântul Domnului? Calea la unde duce? La pierzare. Acum nu mai poți să zici, știi că odată ziceam, știe Bunul Dumnezeu în lume. A, nu mai poți zice, gata, mai e scuză să zici, știe Bunul Dumnezeu. Că Bunul Dumnezeu ți-o zis, calea lată, adică unde străi mai mulți, să duc la pierzare. Amin? O zis Domnul, n-am zis eu. Uite, Domnule, ce-o zis ăsta, ne-o jignit pe noi, Domnule. Nu, 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 nu. Domnul ne-a vorbit. Unde străi mai mulți, cu bere, cu orinca, cu show, cu chefurile. Oameni buni, oameni, să duc la pierzare. Unde-s mai puțin și să rog. Și înalță mâini spre Domnul și măresc spre Dumnezeu și spun Biblia și spun pocăiți. Și s-o cărâți că s-o pocăiți, că s-o rătăci, că și-o pierdut nu știu ce mintea, că și-o lăsat de Sfânta Credință. Ăștia sunt pe calea strântă. Doamne, vrem să fim cu Tine. Amin. Calea asta e o cale sfântă. Ce înseamnă sfânt? Înseamnă despărțit de tot ce este lumesc. Amin? Despărțit de tot ce este lumesc. Și acum cântarea ne va vorbi despre lucrul acesta și noi mulțumim Domnului că El ne vorbește despre lucrul acesta. Iată cântarea zice, a fi sfânt înseamnă a fi curățit și pus deoparte pentru Sfântul Dumnezeu care ne-a salvat de moarte, mărit să-i fie numele. Doamne, binecuvântat fie numele Tău. Acum, Duhul Domnului te cercetează. Duhul Domnului îți vorbește prin cântarea asta și să-i acolo unde ești pe bani. Doamne, așa e. Nu mă pot ascunde de Tine, Doamne. Cercetează-mi inima și vreau și eu să fiu deoparte pentru Tine. A fi sfânt înseamnă a fi
auzit și pus deoparte. Pentru Sfântul Dumnezeu, care mi-a salvat de moarte. Avi Sfânt înseamnă a fi o miriasmă și o lumină. Nu venim doar pentru un an, venim pentru toată viața la tine. Amin. Zi, Domnul, te așteaptă. Avi Sfânt înseamnă a fi plin de dragoste divină. Gata orice când să ierți. Amin. Ajută-te, răbdător și plin de milă. Ce s-a întâmplat cu el? O intrat Domnul Iisus în inima lui. Aleluia! Cum că noi îl povestim prin sat că și-a lăsat credința? Nu, măi, oameni buni, ăsta și-a lăsat păcatele. Aleluia! Dar cum că noi vorbim despre el că și-a schimbat credința? Nu, mă, prea iubiților, ăștia și-a schimbat stăpânul, mă. Eu zis la stăpânul ăla, auzi, mai amărât destul, lasă-mă. Eu nu vreau să mai trăiesc păcat. Eu vreau să trăiesc în voia lui Dumnezeu. Eu mă întorc la adevăratul Stăpân, care este Domnul Iisus, slavă Lui! Bă, și cum de oamenii nu știu treaba asta? Păi nu să știi, dacă nu vii, să afli. Am pe cineva în
un suflet pe care tot îl invită în Moisei să vină. Doamne, nu vine. Vă rog, haideți în seara asta când și-o lau pe Domnul, să vedeți noastră ce frumos e. Poate, poate, bă, rezervele. Dar oare de ce? Pe urmă am întrebat și eu am chemat să... Haideți în adunare în seara asta, o să fie fain în prezența Domnului Iisus. Nu poate veni, că nu vine, nu știu ce. Zic, nu te supăra, dar bine, a intrat astăzi. Zice, cum să? Să pare interesant. Fug oamenii de binecuvântări. Mi se pare și ciudat că e aici. De ce? Că sunt informații, domnule, acolo, așa că ea fac așa, că e așa, că e așa, că e așa. Și alea toate te bombardează, le pui la inimă și le crezi. Dar fiți atenți ce spune Biblia. Noi pe cine trebuie să credem? Pe oameni sau pe Dumnezeu? Ce ziceți? Dumnezeu. Uite ce spune Sfânta Scriptură. Zice aici cuvântul lui Dumnezeu așa. Petru și apostolul ceilalți drept răspuns i-au zis. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Amin. Am dat de chemăm pe oameni să vină la restaurant. Unde cântam eu Marea Jiului la restaurantul Petroșani, un hotel-restaurant mare, și invitam pe oameni să vină. Veneau că era arhi prin restaurantul și vă spun, vă mărturisesc, acolo restaurant era o masă unde se vindeau bonul de intrare. Se intra cu bilet. Era 50 de lei intrarea. 50 de lei intrarea, ca să intre numai. Plus consumație și așa. Și veneau oamenii din urmă. Și acolo se umpleau de fum de țigare, de milosanii de țigare. Acolo se mai făceau și scandaluri, acolo își lăsau banii câștigați cu tatrudă pe paharul morții. Și veneau oamenii. Și când îi chem să vină, hai să te întâlnești cu Domnul Iisus. Atâtea scuze, că nu poate, că să vezi. Vai de ce îmi zice lumea, n-am fost niciodată acolo, dar ce s-o povesti despre mine? Auzi, te bucur că te-a adus Domnul seara asta aici? Ce zici, mai vin locul ăsta? Zic Domnului, nu mie. Nu te rușina. Că o să te trebuie acasă, nu ce poți sta acolo la pocăiți, n-am. Tu să spui în adâncul inimii, auzi, e râde de mine, n-ai râde de numai. Eu spun un lucru. Eu acolo m-am întâlnit cu Domnul Iisus și spun că mă mai duc acolo. Că vreau să trăiesc cu Domnul. Că vreau să fiu în cerul Lui. Că vreau să devin o făptură nouă. Vreau să fiu de-adevărat creștin. Măriți să fie Domnul. Și iată, trebuie să ascult mai mult de Dumnezeu. Și Domnul Iisus a zis la ucenici, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va zice stare. Bogeza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. No? O trebuie să asculte Domnul. Deci am înțeles că ascultare, aia e credință. Mântuitorul spune în Ioan, capitolul 5:24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, măriți să fie Dumnezeu. Și o trebuie să încheie legământ în apa botezului, cum a zis Domnul. Acum v-a zis cineva, bine măi om, tu n-ai fost botezat, n-ai fost mic, n-ai fost creștin, n-ai fost creștinat. Dar și eu te întreb, am crezut ceva când am fost botezat? Ia ziceți. Totul a fost în legea ta. Aha, bine să se zice, a fost în legea mea și nu a fost în legea lui Dumnezeu. Aici e problema. Ce-o zis Petru? Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Oamenii ce sunt? Să botezăm copiii când sunt mici. Bun, nu pot să zic camină aici. De ce? Camină înseamnă așa să fie cum zice Dumnezeu. Și atunci mă duc la omul ăsta și zic, bine omule, arată-mi în Sfânta Scriptură unde zice Mântuitorul Iisus să botez copiii mici. Păi nu, n-am găsit niciodată, dacă așa e legea noastră. Băi, ori e legea ta, ori e legea lui Dumnezeu. Noi, care e legea trebuie să zicem? A lui Dumnezeu, măi, să fie Domnul. Băi, dar dacă nu faci așa, ce o zice lumea? Mie nu-mi pasă ce zice lumea, mie îmi pasă ce zice Dumnezeu. Dacă Dumnezeu zice să fac, dar nu fără, îl fac. Și El mi-a zis să părăsesc lumea. Dar înainte de a părăsi lumea, mi-a zis, voiești? Voiesc. Nu, dacă voiești să vii după mine, o să Domnul Iisus, să te legezi de sine. Adică e mândria aia, Domnule. Își cineva în Moisei, Domnule, își cineva în Borșa. M-aș focăi și cu plajera. Ce o să zică lumea? Vezi ce creștin ești? Dacă tu te gândești ce o să zică lumea, în loc să te gândești ce o zice Dumnezeu. Dacă tu ai iubit cu adevărat pe Dumnezeu, ai face ce zice Dumnezeu. Dar omul e plin de mândrie. Băi, ce o să zică cu tare și cu tare. Băi, neamul meu nu-i pocăit, așa-i? Dacă ar mai fi cineva mare. Auzi, dragul meu, Domnul Iisus Hristos a venit să cheme la mântuire pe cine?
pe cei neprihăniți, așa-i? Ăia neprihăniți nu-i cheamă, pe cei păcătoși. Iată, toți sunt păcătoși. Și spune Biblia, când este unul măcar să nu fie păcătos, toți s-au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și iată, când Domnul m-a chemat să fac voia Lui, am încheiat legământ cu Domnul. Botez înseamnă că încheie legământ, adică cu gura ta îl mărturisești pe Domnul în apa botezului, nu altul în locul tău. Că așa spune cuvântul. Să-L mărturisești cu gura pe Domnul. Căci prin mărturisirea cu gura vine mântuirea mărisă pe Domnul. Și în apa botezului am zis că îl crede pe Domnul Iisus cu gura mea și îl vreau, aleluia. Deci am făcut legământ, adică m-am legat de Domnul Iisus. Și unde-i Domnul, acolo sunt și eu. Ce ziceți acum? Mă trebuie. Este Domnul sara asta la birt, la mărică? Nu, dar unde-i Domnul? E aici, în adunare, aleluia. Și Mântuitorul spune clar în Biblie. Și unde sunt eu? Acolo va fi și slujitorul meu. Dă-mi voi să spun că dacă merg la o spălățunie mărică, joc și glumă, nu-i Domnul acolo. Cât de creștin ai fi tu? Cât de sfânt te-ai crede tu? Așa am căzut și eu. Dar Domnul într-o zi m-a luminat, mărițe pe lume jos, omule, te pierzi aici. Doamne, dar uite, eu și cu lumea și cu tine. Nu se poate. Nu poate sta lumina cu tunericul împreună. Amin? Dumnezeu îi lumină slavă Lui. Și iată, cei ce vor face voia Lui, cei ce vor urma învățăturile Lui, cei ce nu se vor rușina de Domnul și se vor împăca cu Domnul și îl vor urma cu toată inima, ăștia așteaptă să vină Domnul. Măriți să fie Dumnezeu. Iată cântarea zice că nu mai este mult, încă puțin. Încă puțin mai este. Te trebuie, te-ai legat de Domnul. Că dacă ești legat de o tradiție, nu-L vezi pe Domnul. Dacă ești legat de o datină, nu-L vezi pe Domnul. Spune Biblia, credeți-o. O să zici, nu, aici nu mai vin. O, și nu zici, m-a lovit în soartă omul ăsta. Bă, eu am văzut că o să mă mângâie, dar chiar nu o supăra. Te superi pe Domnul care îți vorbește. Dacă Domnul îți vorbește că datina și tradiția nu te duce în rai. Mulțumește Domnului cu lacră și spune, Doamne, mulțumesc că îmi descoperi adevăratele lucruri ale tale. Doamne, am crezut că credința mea e bună. Nu, no. Nici a mea, nici a ta, nici al ăla, nici al ăla la. Adevărata credință este credința lui Iisus Hristos, Domnul, slavă Lui. Și iată, este încă puțin și bine. Dar dacă vine, de unde mă ia? Să mă ia din popor. El vine să-și ia poporul. El vine să-și ridice adunarea, vine să o răpească. Încă puțin, spune cântarea, și vom vedea pe Domnul. Încă puțin și vom pleca la El, pun o întrebare, fulger și le răspunde prin credință. Câți de aici vreți să ajungeți în rai prin pocăință? Ridicați mâna, vă rog. Uită în sală, să ne am cineva ridică, ca să mă rog pentru eu. Și eu vreau. E adevărat. Vin un fel de jen, așa, parcă. Cum să ridic? Și pe mine mă iubește Domnul. De-aia te-a tras Domnul aici. Tânăr, tânărul, bărbatul, femei. Te-a tras că vrea să te prime de mână. Vrea să-ți legi inima de El. Vrea să fim cu toți în rai, mări să fie numele Domnului. Încă puțin, aleluia, și vom vedea pe Domnul. Încă puțin și vom pleca la El. Ne-am înălțat spre zările albastre, la Dumnezeul Sfânt, Emanuel. Mărit fie Domnul. Slavă ți Iisuse. Să cântăm refrenul acesta cu toată inima. Thank you.
mai în rugăciune, mai stăruiește tu, bă, Duh Sfânt. Nu voi, ci luptă înainte, biruitori plecând de pe pământ, să plecăm cu toți. O, Doamne, să așteptăm venirea, să te vedem iubire, o minuscut mântuitor. O, Doamne, să așteptăm venirea, în taină cum atâta dor. Mai toarnă-n pasul de lemn, să întărești de-a două ori. Este Domnul, încă puțin, fii triasă și vegheator. Când de curând tu vei primi cununa, fii plin de Duh să fii biruitor. O, Doamne, îți așteptăm venirea, în taină atâta dor. Să te vedem iubite mire, o minuscut mântuitor. O, Doamne, îți așteptăm venirea, în taină cu atâta dor. Mai toarnă-n pasul de lemn, să întărești al tău popor. Măriți să fie Domnul! Aleluia! Nimeni și nimic nu ne poate despărți de Domnul, de adevărul Său. Orice ar fi, noi vrem să facem ce ne zice Domnul. Și Domnul ne zice să ne pocăim, aleluia! Să ne întoarcem la El cu toată inima și astfel vom avea nădejde. Iată și cântarea spune că poporul Domnului care s-a întors la Dumnezeu, care face voia Lui, își o părăsă păcatul, are nădejde și cântă. Nădejdea ea e Dumnezeu. Hai să cântăm cu toți. Să stau la masă cu a mea mireasă sus în cer.
Pentru că poate ai de să înălțăm pe toți scut pe Domnul. Haideți să intrăm într-o rugăciune. De laudă. Să-i mulțumim că e aici. Să-i mulțumim că ne umple cu Duhul Sfânt. Să-i mulțumim că vine să ne răpească. Dar cu toți intrați în rugăciune. Amin. Aleluia, mărire ție! Aleluia, fii slăvit, Iisus! Când se vor stășire, o poporul meu liber când de fi, l-am sus fără masă zbor, ca ușor m-aș vrea să ajung în țara mea. Inima, inima, zboară spre cerul, corul se-avântă, se-avântă departe, corul se-avântă departe, acolo-i țara mea. Mării fie Domnul, acolo-i țara noastră, acolo-i Domnul nostru. Și, Doamne, leagă-ne inima de tine. Amin. În continuare, preamintiților, după aceeași bucurie pe care Duhul Sfânt, după cum vedeți, Duhul Sfânt lucrează. Noi n-am putea și nu suntem în stare să facem bucurii din acestea. Duhul Sfânt e bucură, aleluia. Cu aceeași bucurie să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și tot ce ne-a vorbit Domnul pe rolul Său. Doamne, umple-L cu putere. Iar noi să primim Cuvântul care este o sămânță, sămânță bună, să primim într-un pământ bun ca să încolțească și să aducă roadă. Amin! Amin! Și am în picioare, aș vrea să ascultăm cuvântul Domnului. În seara aceasta din Geneza, capitolul 28, de la versetul 10 la versetul 13. Și cuvântul Domnului din Geneza, capitolul 28, versetul 10 la 13, sună astfel. Iacov a plecat din Berșeva și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau spre pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile și în continuare. Mă rog, bunul Dumnezeu, dar după atâtea cuvinte binecuvântate din veșnicia lui Dumnezeu, atâtea însemnuri care au făcut ca inimile noastre, poate pentru un moment să se strângă, pentru un moment să ne gândim la o adevărată veșnicie, la o adevărată părtășie cu Dumnezeu, în clipele care urmează, să facă ca să ne eliberăm de tot ceea ce ar putea să ne lege, să ne strângă, să ne împiedice să acceptăm cuvântul lui.